Trăim într-o lume materialistă și am pregătit o... Uitați, vedeți, cred că ați văzut-o pe asta, nu? În toată viața omul, cât e tânăr, aleargă după bani, pe la jumătatea vieții, vezi că i-a căzut părul pe la mijloc, pe acolo, nu? A prins el ceva, dar tot mai caută și când ajunge la sfârșit, are bani, dar s-a cam terminat viața. Trăim într-o lume foarte materialistă, care definește succesul prin ceea ce se vede, prin ceea ce este țipător. Eroii moderni sunt miliardarii din Silicon Valley sau antreprenorii care zboară cu rachetele personale în cosmos, youtuberii, influencerii, fotbaliștii, cântăreții, actorii și etalează ceea ce posedă, ceea ce au și sunt role models, sunt modele pentru tinerii din această lume. Sunt emisiuni foarte urmărite, poate cele mai urmărite, emisiuni despre antreprenorii de succes ce investesc în afaceri concepute de tineri care au nevoie de o infuzie de capital. Mulți nu știți, dar faima lui Donald Trump în Statele Unite ale Americii a început prin anul 2000 cu o emisiune care se numea The Apprentice sau Ucenicul, în care el căuta oameni tineri extraordinar de inteligenți, determinați pentru a promova afacerea prin știința lor și prin felul cum se impuneau ei ca să facă bani. Toate valorile contemporane sunt în contrasens cu ceea ce învață Hristos. De la început, trebuie să spun că nicăieri Iisus nu ne învață că trebuie să fim săraci. Nicăieri nu scrie lucrul ăsta. Din contră, El pornește de la premisa că nu vom fi săraci. Și o să spui, mă, dar de unde ai luat tu chestia asta? Foarte simplu, El le spune ucenicilor, cât și nouă, că pe săraci îi veți avea întotdeauna cu voi. Nu spune că voi veți fi săraci. Pe săraci, întotdeauna, îi veți avea cu voi. Asta nu înseamnă că noi nu vom fi săraci. Și atenție, asta nu este Evanghelia prosperității. Nu vom spune ce n-a spus Iisus, da? Că toți vom avea limuzine, vile, elicoptere, avioane pentru misiune. Da, e drept. Nu, asta n-a spus Iisus, da? Iisus nu spune că toți vom fi milionari. Nu, El spune că vom avea îndeajuns să ajutăm pe alții. Și asta în economia lui Dumnezeu înseamnă bogat, dacă nu știai. Atunci când ai să ajuți pe celălalt, înseamnă că ești bogat, cum spunea bunica mea. Am, că nu beau și nu fumez. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că nu am viciile astea care sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe. Viciile astea determină pe majoritatea oamenilor din jurul nostru să fie săraci. Și am mai vorbit noi că toate dependențele arată spre nevoia majoră a omului. Toți oamenii care beau, se droghează, fac sex ilicit, încearcă să scape de realitate și să intre într-un colț, un escape al lor, în care să trăiască ceea ce își doresc ei. Dar și asta este o capcană majoră, pentru că orice alt Dumnezeu în afară de Jehova este un idol. Și toate lucrurile astea duc eventual, în final, la robie. Zile trecute stăteam cu soția în mașină la un semafor și exact lângă noi era un casino de ăsta sau un jocuri de noroc, cum se cheamă astea. Iese unul, l-am văzut după față când a ieșit de acolo, l-am văzut că era nervos. Mă gândesc că nu e nervos că a câștigat un milion, ci că a dat un milion. Și și-a aprins o țigară și ziceam, bă, extraordinar, ăsta a pierdut toți banii și mai are bani de țigări. Și mă întreb, oare ce mânca copiii acasă? Și mi-am dat seama că majoritatea oamenilor din jurul nostru sunt prinși de robia aceasta. Robia aceasta materială. Astăzi ce vreau să înțelegem este diferența dintre a fi bogat aici și a fi bogat acolo. Iisus face o diferență clară în această pildă. Ce înseamnă să fii bogat aici și ce înseamnă să fii bogat acolo? Oare ce înseamnă să fii bogat în zilele noastre? Pentru că trebuie să dăm o definiție a bogăției. Mulți oameni sunt foarte confuzi. Oare ce înseamnă să fii bogat? Definiția bogăției se schimbă în funcție de perioada istoriei. Astăzi, în Statele Unite sau în vest, majoritatea oamenilor care vorbesc despre bogăție vorbesc în termeni de euro,
dolari, proprietăți imobiliare, mașini, stocuri pe care le dețin. Dacă te-ai fi născut cu câteva sute de ani în urmă, economia era concentrată pe agricultură, nu? Probabil că bogăția ar fi fost numărată și cu siguranță bogăția ar fi fost numărată în funcție de câte grâne ai, câte turme de vite, cărbune, zahăr și așa mai departe. Bogăția lui Avram sau bogăția lui Iov era măsurată în numărul de animale. Astăzi, când mergem la nivel global, ne dăm seama că bogăția devine din ce în ce mai subiectivă. Vreți să știți ceva absolut insane, nebunie curată. Potrivit Băncii Mondiale, 10% din populația globului, acum, circa 740 de milioane de oameni, trăiesc cu 1,9 dolari pe zi. Asta face în jur de 200 și ceva de dolari pe lună. 10% din populația globului. Pentru milioane de oameni, a avea o mașină este un vis, chiar dacă mașina este un Volkswagen din 2004 lipită cu bandă scotch. Pentru că la momentul actual în lume, un procentaj foarte mic dețin un singur automobil. Însă și faptul că ești astăzi aici, aer condiționat, ai în buzunar un smartphone și înțelegi ce spun eu, arată că ești într-o clasă superioară față de marea majoritate a oamenilor de astăzi care nu au avut parte de educație, n-ar înțelege ce spun eu astăzi, care nu ar fi conectați, care nu au ceea ce avem noi astăzi. La momentul actual în lume, 22% din oameni nu au apă potabilă în casă și 46% nu au sistem de canalizare. 46% din tot globul. Da? Cum am spus, astăzi dacă ai o mașină, chiar dacă se califică la Rabla, okay, ești printre cei 18% din populația globului care ai deții o mașină. Așa că chestiunea asta a fi bogat este foarte subiectivă și trebuie adaptată la nivelul și la contextul social specific. Avem în pildă aceasta un agricultor care a fost deștept. A investit în irigații, a investit în plante care se rezistă la dăunători și a crescut producția. Care e problema lui? Problema numărul unu este că bogatul se concentra pe acum și aici. Imaginea aia care m-am pus-o eu. Bogatul se concentra, toată puterea lui, toată energia lui, toată planificarea lui avea de-a face cu acum și aici. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine. El medita. Își făcea planuri de viitor. Și zice, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rândurile, rodurile. Iată, spune el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele și mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile, toate bunătățile și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Auziți ce spune? Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Acum, să vă mărturisesc, niciodată n-am crezut că bogatul ăsta a greșit prea mult. Care este problema dacă ai o afacere, o extinzi, iei decizii corecte, bune, și îți crește afacerea? Îți cresc zerourile din cont, poți să ai mai mulți bani să reinvestești. Dacă te uiți, la prima vedere, nu prea are sens. Însă, vă rog să urmăriți atent ce spune Iisus. Spune așa, fiindcă ce spune Iisus despre bogat. El spune așa, pentru că nu mai am unde să-mi strâng rodurile, îmi voi strica grânarele și le voi pune în grânare mai mari. Și dacă s-ar fi oprit aici, n-ar fi fost chiar așa de rău, pentru că omul era doar o vorbă de investiție în afacere, dar te rog să asculți continuarea. Și voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Greșeala principală a acestui fermier, vă spunem din prima, este că el nu l-a văzut pe Dumnezeu în viața lui.
El cumva vroia să-și asigure viața și traiul fără Dumnezeu. În Septuaginta, traducerea în latină, eticheta aceasta pe care Dumnezeu i-a dat-o de nebun semnifică o persoană care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu sau practică ceva ce îl neagă pe Dumnezeu. Și asta, dați-mi voie să vă spun, face orice om lacom. Orice om lacom de avere, orice om frământat cum să facă bani de dimineață până seara, neagă suveranitatea lui Dumnezeu în viața lui. Ignoră faptul că energia, jobul, oportunitățile, viața, tot ce are el vine din mâna lui Dumnezeu. Timpul omului ăstuia este timpul lui personal, nu este timpul lui Dumnezeu. Dacă ne amintim despre Nabal, s-a vorbit aici, despre David care a trimis la Nabal, Nabal bogatul. Și David, care stătea de partea cealaltă a muntelui, îi trimite Saul și îi spune, suntem cam flămânzi aici, era închis la KFC, trimite-ne și nouă niște oi. Și răspunsul lui Nabal spune totul despre el. El spune așa, să iau din ce e al meu și să-ți dau ție? Stai așa puțin. Orice evreu știa asta, că toate sunt al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este suveran, Jehova este suveran. El nu a dat glorie cui trebuia să dea glorie și spune să-ți iau din a meu și să-ți dau ție. Împăratul Nebucadnețar a făcut același lucru. Într-o zi s-a ridicat, s-a suit pe acoperișul casei. Nu știu ce-i cu împărații ăștia și cu acoperișul casei, că și David tot de pe acoperiș a comis-o. Așa că să nu te uși pe acoperiș, nici să dai jos găinațul. Nu te lasă să dea pe alții. Ok, împărații ăștia și cu acoperișul. S-a uitat și a spus, Babilonul pe care mi l-am construit eu. Babilonul pe care l-am făcut cu puterea mea, cu înțelepciunea mea. Babilonul pe care l-am făcut pentru slava mea. Gata, greșeală, am știut. În clipa când a spus asta, s-a terminat. A intrat pe contrasens cu Dumnezeu. Și a ajuns un om nebun să nu mai aibă grijă de igiena personală. Au crescut unghiile, părul, mânca iarbă, ca vitele, pentru că n-a dat glorie lui Dumnezeu. Și după o vreme, Dumnezeu îi dă din nou lumină și el atunci înțelege că este un singur împărat, este un singur Dumnezeu, este un singur suveran. Și auzi ce spune când i-a venit minte la cap. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor. Căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei care umblă cu, spuneți voi, cu mândrie. Mândria este păcatul luciferic. Mândria este că este să iei ce este al lui Dumnezeu. Vă mai spuneam eu și repet, Dumnezeu iubește gloria lui. Numai el are dreptul la ea. Dumnezeu este ca un soț gelos pentru nevasta lui. Are exclusivitate cu slava lui, el nu și-o împarte cu nimeni. În clipa când te-ai atins de gloria, de slava lui Dumnezeu și ți-ai atribuit ceea ce nu ți aparține, ai intrat în contrasens. Deja ai intrat în păcatul luciferic. De asta spune psalmistul, Doamne, nu lăsa mândria să pună stăpânire pe inima mea, să nu fiu vinovat de păcate mari. Pentru că mândria este păcatul luciferic. Bogatul nu a reușit să dea slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce avea, pentru ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care trebuie să o punem noi astăzi înaintea lui Dumnezeu, uitându-ne la bogatul ăsta care a procedat așa de incorrect, este de cine este atașată inima noastră? Cui dăm noi slavă pentru toate succesele pe care le-am avut în viața noastră? Spunem frecvent tot ce am făcut datorită Domnului? Avem un default al nostru de fiecare dată când vine cineva și ne laudă să spunem Domnul a fost bun cu mine. Este datorită Lui. El este Cel care a făcut lucrurile acestea pentru că toate îi aparțin Lui Dumnezeu. Eu sunt doar un administrator al bunurilor Lui. Vedeți, aici este mentalitatea câștigătoare. Când te uiți la tot ceea ce ai și spui,
totul este a Domnului, eu sunt doar un administrator. Temporar, pentru un anumit timp, Dumnezeu mi-a încredințat afacerea, vocația, familia, tot ce am. Mi-a încredințat Domnul. Pentru un anumit timp, limitat. Dar tot ceea ce am îi aparține Lui. Oare cum să ne comportăm astăzi când am înțeles că suntem bogați în comparație cu cei din India și din Sri Lanka? Ăștia care se bagă prin trafic cu mopedurile alea în fața noastră. Ăștia. Am înțeles că față de ăștia care trăiesc cu $1.90 pe oră, suntem bogați. Ne concentrăm pe acolo și atunci. Foarte simplu. Ne concentrăm pe acolo și pe atunci. Chemarea noastră este să ne concentrăm pe acolo și atunci. Auziți ce spunea Hristos? Nu vă strângeți comori pe pământ. Dacă ar fi pus punct aici. Nu vă strângeți comori pe pământ. Parcă trebuia un semn de exclamare aici. Unde le mănâncă molele și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina este în tine, care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nu vă strângeți comori pe pământ, ci comorile voastre să fie acolo sus, acolo în cer. Focusul nostru trebuie să fie cerul. Nu pe acum și aici, ci pe atunci și acolo. Ceea ce spune Iisus este faptul că nu poți sluji la doi stăpâni. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Ai să fii superficial într-o parte și în cealaltă. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Ideea este cui îi dăm prioritate. Vedeți, Mamona era zeul influenței, a puterii. Banul îți dă acces la structurile de putere. Mamona are mult de a face cu mașinațiunile politice. Noi suntem chemați să fim excelenți acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, însă focusul vieții noastre trebuie să fie pe împărăție. Pe atunci și acolo. Dacă Dumnezeu ne-a chemat să administrăm anumite resurse, este foarte important să avem această mentalitate și înțelepciune de a da totul lui și a spune nu-i pentru acum, e pentru atunci și acolo. Dacă Dumnezeu ți-a dat să lucrezi cu zerourile, slăviți să fie Domnul, very good, dar nu pentru acum, ci tot ce faci, tot ce investești, să fie pentru împărăție. Patronii de la Chick-fil-A sau In-N-Out, cele două restaurante de fast food americane, sunt creștini, sunt faimoși pentru că ei trăiesc cu 10% și 90% dau împărăției lui Dumnezeu. Bineînțeles că sume numere mari, dar ei așa au început. De la început au avut mentalitatea asta. Ei au pus focusul pe atunci și acolo. Cum să investim în împărăție fără să suferim o alienare completă față de lume? Asta este o chestie foarte importantă. Pentru că psalmistul spune așa, fericirea mea este ce? Să mă apropii de Domnul. Fericirea mea nu sunt posesiile. Nu, fericirea mea nu sunt lucrurile care se văd, ci fericirea mea este apropierea de Domnul. Vedeți că fericirea nu trebuie confundată cu obținerea plăcerii. Aia înseamnă satisfacție, ci cu lipsa dorinței. Ea apare atunci când te simți altfel. Ești fericit atunci când n-ai mai vrea să-ți mai schimbi starea. Și fericirea noastră a creștinului este apropierea de Domnul. Este faptul că Domnul este ținta gândurilor noastre. Și ce spune Iisus aici este că trebuie să avem o atitudine corectă față de bani. Seneca spunea că cel sărac nu are puține, ci își dorește prea multe. Cel sărac nu are puține, ci își dorește prea multe. Ăla e săracul, de fapt, care vrea multe. Înțelege de la început că Iisus este singurul care poate să-ți dea satisfacție totală. El este singurul care poate să-ți împlinească cu adevărat dorințele sufletului
a inimii. Așa că mulți dintre noi azi trebuie să apăsăm butonul de reset. Știu, o să-mi spuneți, băi, noi suntem așa bogați ca să construim hambare noi. Nu, nu, noi lucrăm cu mentalitatea aici, da? Eu văd ceea ce vede Dumnezeu, văd o mulțime de tineri cu un potențial imens, care vor ajunge să-și dezvolte afaceri puternice sau vor ajunge în funcții importante în societate și vor avea o putere de influență mâine. De asta este important aici, la școala pe care o avem, prin cuvântul lui Dumnezeu, ca împreună să apăsăm butonul de reset și să mergem cu mentalitatea împărăției. Oportunitățile vin. Ideea este să le aliniem scopului lui Dumnezeu. Când am primit chemarea să ne mutăm în Iași și să deschidem Rema, numai eu și ceilalți știam, discutam acasă, ne rugam cu gândurile și cu îngrijorarea. Trăiam ca americanii, de pe la o lună la alta. America nu este ceea ce vedeți în filme, America este altceva. Trăiam ca americanii de la lună la alta, cu credit carduri, da? Dar în momentul când am înțeles din partea lui Dumnezeu că asta este direcția pe care trebuie să o avem, Dumnezeu a început să miște, pentru că ale Lui sunt toate. Frecvent spune lucrul ăsta, toate resursele sunt a Domnului, toate cămările cerului, trebuie să credem lucrul acesta. Eu mă uitam la resursele mele și ziceam, da, Doamne, eu am înțeles, dar eu nici bani de bilete de avion n-am. 1500 ori 5, 7500 de dolari, de unde? Nici bani de bilete n-am. Cum locuim acolo, din ce trăim? Și deodată peste noapte, de la un salar, Dumnezeu, din care abia trăiam, am ajuns să putem să finanțăm și să facem tot ce ne-a trebuit necesar pentru mutarea noastră. Însă o chestie n-am să o niciodată și vreau să o împărtășesc cu voi. În timp ce binecuvântarea curgea și vedeam clar că Dumnezeu a mișcat lucrurile, eram conștienți că este o chestie temporară, specifică, pentru chemarea care am primit-o. În nicio clipă n-am zis, mamă, câți bani, extraordinar, suntem cineva. Nu, am zis, știam că este temporar. Și fiți atenți, prin chemarea aceasta și prin mutarea resurselor și prin binecuvântarea pe care am primit-o, au fost binecuvântați și cei care ne-au angajat. Și firma lor mergea, bum, acum nici măcar nu mai există. S-a terminat, s-a închis. A fost vândut în altă parte. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu te poate binecuvânta și pe tine dacă ești în planul Lui. În nicio clipă n-am crezut că e ceea ce am făcut eu, e înțelepciunea mea, e disponibilitatea mea. Nu, este planul lui Dumnezeu. Acum, nu toți suntem chemați să fim păstori, să deschidem biserici, dar toți suntem chemați să lucrăm pentru Dumnezeu și să administrăm corect resursele Lui. Dumnezeu i-a spus, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, pentru cine le-ai pregătit. Și spune, tot așa este și cel care își adună comori pentru el, dar nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să ne adunăm comori pentru noi. O să vă spun ceva, am îngropat și sărați și bogați. Și niciunul n-a luat nimic cu el. Niciunul. Am fost martor acolo, vă spun. Nici ăla care și-a lăsat milioane, v-am povestit eu de ăla, care și-a lăsat milioane la câini, nu? A fost unul care și-a lăsat milioanele la câini. Și ăla tot s-a dus fără nimic în sicriu. Absolut nimic. Adunarea comorilor pentru prestigiu este o înșelare mamonică. Noi suntem chemați să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt chemat să concentrez toate resursele pe care El mi le-a dat temporar, acum, aici, pentru atunci și acolo. Cum? Cum? Mulțumesc că m-ați întrebat. Chiar aveam nevoie de întrebarea asta. Fiți atenți. În pilda semănătorului, am vorbit câteva duminici în urmă despre ea, spinii sunt cei care neacă sămânța și Iisus spune așa, că în șelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul. Asta e o chestiune majoră. Asta nu e o glumă doar un exemplu de dragul exemplului, nu. Înecarea cuvântului înseamnă pierderea șansei la rai, fiindcă numai cuvântul lui Dumnezeu ne duce acolo. Ce înseamnă înșelăciunea bogăților? Înseamnă că banii mint. Te-ai gândit la asta? Înșelăciunea bogăților înseamnă că banii mint. Atenție mare! Banii puțini pe ajutor social,
mint. Milioanele pe care le ai în urma tranzacțiilor imobiliare, ascultă-mă bine, mint. Banii mint și înșeală. E șoapta pe care o auzi în fiecare lună când trebuie să dai zecioala. N-ai să ai destul. E o minciună. E o minciună. Nu spune că n-ai crezut-o, că dacă nu o credeai, ți-o dădeai, nu? Aia e o minciună. Este înșelăciunea bogățiilor. Fii atent. Fii atent cum înșeală banul și zecioala. Fii atent. Dacă mă pierzi, vei avea o mare pierdere în viața ta. Asta e minciuna banului. Dacă mă pierzi, pierzi viața, îți pierzi viața. Eu sunt viața ta. Îți dai seama cât de mare sunt. Nu-i așa? Altă minciună tare. Banii n-aduc fericirea, dar mi-e bine să plâng într-un Ferrari. Ați auzit-o pe aia, nu? Ați văzut toți reels-ul ăla. Come on. Asta e tot o păcăleală, tot o înșelăciune a diavolului. Pavel știa lucrul acesta și fii atent ce îi scrie lui Timotei. Spune așa, îndeamnă-i pe bogați. Și acum am înțeles că bogații suntem noi, ăștia care avem o mașină, chiar dacă e lipită cu scoci, care avem un smartphone în buzunar, noi suntem bogații. Să facă bine și să fie bogați în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa că să-și strângă pentru vremea viitoare drept o comoară bună, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Ați văzut? Așa trebuie să facem și noi. Iisus spunea, viața cuiva nu constă în abundența averilor. Viața nu constă în abundența averilor. Cum ne îmbogățim față de Dumnezeu și ne păzim inima de lăcomie? Pentru că veacul în care trăim este un veac în care propovăduiește, propagă lăcomia. Cum am spus, cei mai mulți urmăritori pe Insta au oamenii care au ce arăta, au cu ce atrage atenția, în special tinerilor. Cum ne îmbogățim față de Dumnezeu și ne păzim inima de lăcomie? Îl prețuim în primul rând pe Iisus deasupra la orice. Îl prețuim pe Iisus deasupra la orice. Cum am spus, înțelegem din prima că El este singurul care poate satisface nevoia sufletului nostru. El trebuie să fie satisfacția noastră. Trebuie să ne luptăm să nu pierdem pe El. Atenție mare, poți să pierzi orice în lumea asta, dacă nu L-ai pierdut pe Iisus, n-ai pierdut nimic. Poți să pierzi sănătatea, dacă L-ai pe Iisus, ai totul. Poți să pierzi toți banii, falit să fii, dacă L-ai pe Iisus, ai totul. Poți să pierzi și familia, dacă L-ai pe Iisus, ai totul. Iov a pierdut totul. Și de acolo, de pe grămada de gunoi, a spus, știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că Iisus, al meu, este viu. Dar dacă îl pierzi pe El, vreau să te întreb ce mai ai. Nu mai ai absolut nimic. Nebunule, asta înseamnă că Iisus spune, ai pierdut ceea ce era mai important. Prezența lui Dumnezeu din viața ta. Ai hangar, ai tot ce vrei, dar ai pierdut prezența lui Dumnezeu din viața ta. Sau, în primul rând, îl prețuim pe Iisus deasupra la orice. Cum ne păzim de lăcomie? Dându-ne constant dărnicia la biserică, la Rema aici, în speță, vorbind despre biserica noastră. Asta nu numai pentru ca să fie belșug aici, cum scrie și în Biblie, nu numai pentru a câștiga suflete și a înainta împărăția, ci este felul lui Dumnezeu de a mă disciplina și a mă aduce constant aminte că banii nu sunt a mei, ci sunt a Lui. Că resursele pe care mi le-a dat Dumnezeu sunt a Lui și eu doar trebuie să-i dau mai departe, să-i administrez corect. De asta spun eu în mod constant că cel mai greu lucru este să te închin cu portofelul. Nu-i așa? Asta e cel mai greu lucru, să te închin cu portofelul. Circa 60% își dau zeciuielile, însă nu constant, o dau circa 40%. Și, cum am spus, nu o dai constant, fiindcă n-ai câștigat încă bătălia la nivelul inimii. Și ne păzim de această lăcomie, și asta e o chestie dumnezeiască, ne păzim investind în mod constant. Făcându-ne o disciplină din a da în mod constant. Unii dintre noi trebuie să începe să dăm socoteală cuiva.
să-ți alegi un prieten, un frate, o soră față de care ai respect și să dai socoteală de fiecare dată când dai sau nu dai zeciala. Alții trebuie să setăm plata automată în bancă și în timp, cu timpul, nu râde, că o ai setată pentru telefonie și toate celelalte, cu timpul lucrul ăsta va deveni o normalitate și ne dăm seama că am început să-L onorez pe Dumnezeu, am început să mă disciplinez. Atenție mare, Dumnezeu n-a fost niciodată, dacă ne uităm, Iisus în misiunea Lui pe pământ, n-a fost niciodată impresionat de bogații care au dat sume mari. Nu găsim nicăieri că ar fi spus, uite că a venit bogatul ăla și a dat câteva milioane. Dar a fost impresionat de văduva care a dat doi bănuți. Pentru că a dat nu din surplus, cum dădeau bogații și cum dăm toți de aici, majoritatea, nu din surplus, ci a dat tot. A dat tot. Asta înseamnă că a dat cu credință. Aduceți-mi aminte de văduva din Sarepta. Mai avea un copilaș, vine profetul și spune, fă-mi și mie ceva de mâncare, zice, nu mai am decât o mână de făină și puțin ulei într-un vas. Și prorocul îi spune, fă mie să mănânc întâi. Acum, nu știu care de aici ar fi făcut, că ea a spus, mai am atâta făină, atâta ulei, mai fac o lipie, mâncăm și apoi murim. Și profetul îi spune, tu fă mie întâi. Și după aceea îi să vezi. Și credința ei, ea, exact ca văduva care a dat doi bănuți, l-a onorat pe Dumnezeu și să vă spun ceva, Dumnezeu întotdeauna binecuvintează credința. El este impresionat întotdeauna de credință, nu de sume colosale, că El are tot, are absolut tot, ci de credința din inimă. Văduva și copilul au avut ce mânca până s-a terminat foametea în Israel. Se anunță criză, vremuri grele, atenție mare, cum am spus la început, nu înseamnă că toți o să avem Mercedes și avioane, alea sunt avioane în cap, nu despre asta e vorba, ci vom avea să ajutăm pe alții. Asta a făcut văduva. Mai am atât, Doamne, vezi că n-am, majoritatea de aici, la sfârșitul lunii, stăm cu n-am mai mult decât am, come on, că doar sunt trei în aceea, toți, mai mult n-am, dar Dumnezeu spune, onorează-mă pe mine și am să-ți arăt că din puținul ăla vei hrăni pe alții. Din puținul ăla vei merge mai departe și vei da celorlalți. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Zilele astea am stat de vorbă cu o mulțime de oameni despre bani, despre zeciuieli și tuturor le spun același lucru. Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi, Dumnezeu are toți banii din lume. Dumnezeu îți va face lucrarea Lui cu tine sau prin tine, foarte simplu, sau fără tine, cum vrei tu. Alegerea este a ta, alegerea este a mea. Vrei să ieși din criză? Sunt o mulțime care vin la mine și spun, Doamne, trebuie să ieși din criză, trebuie să fac... Vrei să ieși din criză? Onorează-L în primul rând pe Dumnezeu. După aia trebuie să vină munca grea, normală, trebuie să ieși din confort, e clar, trebuie să facem partea noastră, dar onorează-L pe Dumnezeu. Când am deschis Rema, împreună cu câțiva oameni, câți eram la început, doi sau trei în Sfântul Nume, am înțeles că trebuie noi să contribuim cu bucurie. Ce înseamnă cu bucurie? Înseamnă că atunci când dau, nu dau pe rândul rău. Zic, iar am dat. Nu, ci când dau cu bucurie. Și bucuria asta, guess what, este molipsitoare. Și am înțeles cu câțiva oameni că trebuie să dăm cu bucurie ca să sprijinim slujirea bisericii. Și n-am avut niciun om bogat. Ascultați-mă bine. N-am avut niciun om bogat. Astăzi, după 7 ani, cei care au dat regulat, ascultați-mă ce vă spun, toți sunt binecuvântați. N-au avioane, poate în cap. Dar, în schimb, Dumnezeu i-a crescut. Dumnezeu a binecuvântat ceea ce au făcut ei. Și astăzi sunt binecuvântați de Domnul și ajută pe alții. Mulți dintre noi am crescut în case unde nu am avut vreo învățătură sau vreun model despre dărnicie și cum să dăm bisericii. Și aș vrea să mă considerat astăzi, măcar cei care sunteți mai tineri ca mine, ca tatăl vostru care vă învăț. Te iubesc și vreau să-ți meargă bine. Despre asta este vorba, nimic altceva. Te iubesc și vreau să-ți meargă bine. Copilul trebuie să învețe imediat ce știe să numere. Că din bănuții aia lui trebuie să dea bisericii. Am o puștoaică a mea, aia mică, are un plic la ea să dea pentru
spațiu nou. Pentru că îi învăț de mici, din banii voștri, n-au salari, dar eu n-am salari, n-ai salari, bun. Ai ceva bani de buzunar, din banii aia trebuie să-L onorezi pe Domnul. Pentru că Domnul poate să-ți dea sau Domnul poate să-ți ia, dar Domnul a ales să-ți dea. Și tu trebuie să te disciplinezi de mică să faci lucrul acesta. De asta copilul, de când poate să numere, trebuie să învețe, ascultați-mă bine, că dăruirea regulată, disciplinată și proporțională este în biserică creștinismul normal. Ăsta este creștinismul normal. În clipa când îmi închid inima și zic să dea ceilalți, eu sunt doar un creștin așa de fațadă, pentru că cel mai greu se pocăiește portofelul. V-am mai spus lucrul ăsta. Mulți dintre noi sunt bogați după standardele lumii, pe care le-am mai descris mai devreme, dar încă au mentalitate de sărac. Ce înseamnă mentalitate de sărac? Hai să vă spun. Când intru undeva, chiar dacă e biserică, vreau să văd ce pot să profit eu. Cum pot eu să mă bucur, cum pot eu să beau, să mănânc, să mă distrez, să am prieteni, dar nu fac absolut nimic. Mentalitatea de bogat spune ceea ce spunea Hristos. E mai ferice să dai decât să primești. Aia e mentalitatea de bogat. Chiar dacă ai salari de 2500 pe lună. Stai că nimeni nu mai are acum, toți cu 3000, de la 3000 în sus, nu? Atenție mare! Chiar dacă ești sărac din punctul de vedere al lumii sau chiar dacă ești un student care trăiești cu numai tu știi cum, poți să ai mentalitate de bogat. Când intri undeva, cum poți să ajut? Cum poți să aduc valoare? Și hai să spun ceva, aia este mentalitatea lui Hristos. Că El a venit ca să dea. Nu ca să îi se închine oamenii, ci a venit ca să dea. Cum ne păzim de lăcomie? Rugându-ne constant să nu fim legați și păcăliți de himera banilor și a posesiilor. Atenție mare! Cei mai mulți dintre săracii lumii sunt biruiți de himera banilor. Uitați-vă unde sunt jocurile de noroc și cazinourile din Iași, însă în cartierele cele mai sărace. Nu le găsiți lângă vile, nu, le găsiți în cartierele cele mai sărace, pentru că amărâții cred că ei se vor ridica prin îmbogățirea asta rapidă de care vorbea mai devreme Daniel. Valoarea mea nu este ceea ce am, nu? C.S. Lewis spunea, nu te lăsa niciodată definit de ceea ce ți se poate lua, ci valoarea mea este în Hristos. Asta nu mi-a nimeni niciodată. Psalmistul spunea, Psalmul 119, pleacă-mi inima spre învățăturile tale, nu spre câștig. Să mă intereseze învățăturile tale. Cum ne păzim de lăcomie? În ultimul rând, dăruind spontan celor în nevoie. Dăruind spontan celor în nevoie. Vă vorbeam eu despre faptul că Duhul Sfânt, în clipa când ești în prezența Lui, când mergi cu Dumnezeu, Duhul Sfânt, din când în când, îți va spune, acum trebuie să intervii. Acum trebuie să dai. Vreau să spun ceva. Să nu confunzi casa Domnului cu cei care sunt în nevoie. Casa Domnului este locul unde te închini. Da? Comunitatea care te slujește, nevoiașii sunt cei care au nevoie de ajutor. De aceea trebuie să fii deschis șoaptei Duhului Sfânt. Unii cred că partea Domnului este să dai la săraci. Nu, aia e confuzie majoră. Nu are treabă. Partea Domnului e partea Domnului și noi am sugerat modelul vechi testamentar, dar nu este nicio lege. Minim 10%, poți să începi de acolo. Săracii sunt altceva. Când primesc banii, eu în primul rând îmi fac datoria față de casa Domnului, săracii sunt altă treabă și de asemenea a da la organizații care împlinesc o anumită slujire socială nu înseamnă zicioală. Aia este altceva, este ajutorarea săracilor. Așa că chemarea pe care trebuie să o avem astăzi este să fim bogați față de Domnul. Biserica este lumina ochilor Lui. Așa cum Israelul odinioară era lumina ochilor Lui, biserica asta este lumina ochilor Lui. Și hai să spun ceva. Dacă cineva îi dă o prăjitură copilului meu, mie mi-o dă. Nu? Dacă cineva se poartă bine copilul tău, se poartă bine cu tine. Dacă auzi că cineva a venit la copilul tău, a dat mâna cu el, l-a îmbrățișat, i-a spus că e extraordinar, mie mi le-a făcut. Exact asta spune Iisus. De fiecare dată când faceți lucrul ăsta, copiilor mei, mie mi le faceți. Mie mi le faceți. Pentru că eu sunt Domnul tuturor.
Binecuvântat să fie Domnul. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Mai spuneam eu cu ani de zile în urmă, când încep să lucrez în parteneriat cu Dumnezeu, trebuie să fii atent că nu sunt hambare în lumea asta câte binecuvântări îți va da El. Și am dat exemplul ăla, să fii partener cu Elon Musk. Cât ai tu? Am 5 lei. El are tot restul. Așa este cu Dumnezeu. Când încep să lucrez cu Dumnezeu, chiar dacă sunt pe vorba numai de doi bănuți, pentru că am vorbit de că noi dăm întotdeauna proporțional, cât putem fiecare, tu ai intrat în parteneriat cu El. Așa că astăzi îl vom onora pe Dumnezeu și ne vom gândi că nu sunt hambare care să țină binecuvântările Lui. Ceea ce spuneam data trecută este că Dumnezeu vrea să vadă cât de credincios suntem acum ca să ne dea lucrurile viitoare. Lucrurile viitoare sunt întotdeauna mai mari, mai glorioase, mai frumoase și v-am spus, nu sunt hambare în lumea asta pentru câte binecuvântări are să-ți dea Domnul. Întotdeauna Dumnezeu va da vaselor care nu țin, ci vaselor care comunică, care dau mai departe. Așa că în momentele următoare împlinim ceea ce Pavel spunea și scria Corintenilor, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Auziți? Cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. În momentele următoare, în timp ce Remo Orși se pregătește să cânte, o să facem colecta și fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Am vorbit săptămâna trecută că trebuie să vorbim acasă, să vedem ce resurse avem ca să sprijinim proiectul acesta al bisericii. Dacă nu ești deloc pregătit acum, nicio problemă, poți și în timpul săptămânii, duminica viitoare, ne rugăm pentru tine, chemăm numele Domnului peste tine și știm că Dumnezeu, ceea ce tu pui acum în bancă, în aplicație sau în coșurile acestea, va înmulți și va binecuvânta. Îndemnul pentru cei care s-au decis să investească în împărăție, îndemnul meu este, pregătește-ți bine hambarele. Pentru că Dumnezeu îți va dubla fericirea din inimă, împlinirea din suflet. Mulți dintre noi ne uităm la lucrurile financiare. Doamne, eu dau și vreau să mă binecuvântez financiar. Alea nu sunt cele mai importante. Garanția Lui este că vom avea să dăm altora. Dar sunt lucruri care nu se pot cumpăra cu banii. Știți care sunt aia? Bine am spus data trecută. Pacea în familie. Pacea în familie, pacea cu Dumnezeu. Astea sunt lucruri care nu se pot cumpăra cu banii. Și am cunoscut milionari care ar fi dat toate milioanele lor ca să poată împăca cu nevasta. Ca să poată să-și recupereze copiii din lume. Ar fi dat tot. Tot. Dar Dumnezeu ne le va da pe astea și va face în așa fel încât să nu ducem lipsă de nimic. Binecuvântat să fie numele Său. Haideți cu bucurie să ne închinăm Domnului. Înainte să cântăm, vreau să mă rog pentru cei care acum au dat sau vor da. Doamne, binecuvintează darurile lor. Binecuvintează darurile noastre. Binecuvintează inima noastră. Tu ai văzut vremurile acestea, Doamne, și ai hotărât, Doamne, ca să ne cercetezi în felul acesta. Tu ai un scop, un țel înainte, Doamne, și Tu îl vei împlini în numele Lui Iisus Hristos prin ajutorul nostru. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi resursele, Te rugăm să binecuvintezi joburile, Te rugăm să binecuvintezi businessurile, Te rugăm să deschizi o ușă, Doamne, să dai favor înaintea oamenilor. Pentru cei care se roagă pentru un job, Doamne, să le dai în numele Lui Iisus. Să ne ajut să înțelegem că dacă ne facem noi partea, Tu îți faci partea Ta întotdeauna, pentru că Tu ești Domnul. Și îți mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul tuturor resurselor. Îți mulțumim că ai cheile tuturor ușilor. Dar astăzi, cel mai mult, vrem să spunem că Te dorim pe Tine. Avem nevoie de Tine. Dacă cumva până acum, Doamne, sunt aici oameni care s-au concentrat pe resurse, pe cum să facă, cum să plătească, Doamne, ajută-ne acum, ca înainte de orice, să ne concentrăm pe împărăție și pe lucrurile Tale. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, Tu Te vei ocupa de nevoile noastre firești, financiare. Știm lucrul acesta, Doamne. Am experimentat lucrul acesta.
și Duhule Sfinte, să fac această dărnicie care locuiește în biserica noastră să fie molipsitoare. Și toți de aici și cei care ne urmăresc să fie niște dătători voioși. Și îți mulțumim pentru aceasta, Tată. Ne-a rugat în numele Lui Iisus prin Duhul Sfânt și biserica spune Amin.